venit la meditația de seară. Rugăciunea nu înlocuiește acțiunea. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Dacă vrem să fim pregătiți pentru lucrarea pe care Dumnezeu dorește să ne încredințeze, este nevoie de multă rugăciune și de cea mai viguroasă exercitare a minții. Mulți nu ajung la poziția pe care ar putea să o ocupe, deoarece așteaptă ca Dumnezeu să facă pentru ei lucrurile pe care El le-a dat putere să le facă singuri. Toți aceia care sunt pregătiți să fie folositori în viața aceasta trebuie să fie instruiți prin disciplina mentală și morală cea mai severă, iar atunci Dumnezeu îi va ajuta prin combinarea puterii divine cu efortul uman.